Și am zis, hai să-i fie ea cu I, ce? Ce se intersectează în punctul I. Și punctul I fiind mai întâi pe ea, are calitatea aceea deșteaptă că I, M este cât I, M. Tot punctul I fiind și pe I, ce? Și I, N are aceeași șansă. I, N să fie cât I, D. Și fiindcă I, M cât I, N. I, N cu I, D. Atunci și I, M cât I, D. Și în felul ăsta I și pe bisectoarea cealaltă. Și am ajuns la concluzia că toate cele trei trec sigur, dar sigur în același punct. În concluzie, dacă două le-ai dus, a treia care trece pe, pe acolo e tot bisectoare. Asta e foarte important. Deci dacă ai dus două, a treia care unește pe acolo e tot bisectoarea unghiului celălalt. Nu are altă șansă. Toate trei sunt complete. În același punct. În același punct. Și punctul ăsta poartă numele de centrul cercului înscris. Centrul cercului, Davide, centrul cercului înscris. Ce înseamnă asta? Că cercul se află în interior și atinge laturile numai acolo unde au picat picioarele înălțimilor. Doar acolo atinge. În rest, în interior. Deci chiar în centrul cercului înscris. Centrul cercului înscris. Între mână și D. În punctele acelea trei, mână și D. Și deci numai atât are comunul altul. Doar acele puncte, mână și D. Deci la întrebarea voastră, la întrebarea problemetală, doar asta era. Atât. Să răspundem și să... Dar am pregătit terenul, că mi-am dat seama că trebuie să vedem de jos. Nu așa aruncat pe problema. Să vedem că mai e o problemă, înțeles? Așa. E un triunghi oarecare ABC. Așa. Prelungiți latura CA cu un segment oarecare AG, iar CB cu un segment oarecare BH. Construiți AA, bisectoarea unghiului GAB, unghi exterior. N-ai înțeles nimic, da? Trebuie să înțelegem. Trebuie să înțelegem. Citim, ai văzut cum am făcut procedat cu Mario. Citim o dată, de două ori, de șapte ori, până când înțelegem problema. Tu trebuie să o înțelegi. E un triunghi oarecare ABC. Un triunghi. Deci vom avea în minte un triunghi. Da, oarecare. Bun. Prelungiți latura CA cu un segment oarecare. În momentul acesta, nu scrim ipoteza. Fiindcă n-am înțeles, fie un triunghi oarecare. De ce nu mă întâlnim și noi? Nu spune dreptul socialul oarecare. Bun. Deci fie un triunghi oarecare ABC, da? A, B, C. Zi. Prelungiți latura CA. CA. Un segment oarecare AG. Prelungim pe CA un segment oarecare AG. A, mă duc în sus, n-am zis. Asta nu da. Schimb, schimb pe ea. A, C-ul aici și A-ul aici. Ca să prelungesc pe A, da. Pe A, C-A, cu A-G. Dar la întâmplare zis, nu? Da. Un segment oarecare. Bine, uite, așa. A-G. Iar latura CB cu un segment oarecare BH. BH. Iar latura BC asta, BC, cu un segment oarecare, le-au mai micuț. Când mă mărăș. H. Cu un segment oarecare BH. Așa am zis, nu? Da. Construiți AA, bisectoarea unghiului GAB. GAB. B. Deci bisectoarea unghiului GAB. E unghiul ăla, nu? Da. E format de AG și AB. Adică unghiul trebuie să-l dau în două, da? Știi, cu raportorul măsurăm și vedem exact. Un
unghi exterior al triunghiului ABC. Deci G, A, B este exterior unghi triunghiului CAB. Da. Că îl văd aici. Deci acest unghi G, A, B este exterior triunghiului ABC. Unghiurile triunghiului ABC care sunt? Acesta de aici, Adena, CEU și B. Bisectoare A și A, bun. A prim, da? Sau A1? Nu, A prim. Deci notăm cu A prim, bisectoarea unghiului. BB, bisectoarea prim. BB prim, bisectoarea unghiului. HBA. HBA. Și ăsta e tot exterior. Exterior. Pentru triunghiul ăsta. Deci asta este exterior. Împărțim unghiul în două. Și îl da? Deci și acesta e tot unghi exterior. Și ăsta l-am notat cu B'. B'. Da. Notați A prim intersectat cu BB prim egal cu IC. Așa. Punctul ăsta de intersecție notăm cu IC. Ce observ? Prin măsurarea cu raportul, verificați dacă CIC este bisectoarea unghiului ACB. Deci dacă se întâmplă, unim pe I cu IC, deci unim pe I cu IC, să observăm dacă și unghiul ăsta a fost împărțit în două. Da. Dacă și ăsta, nu știu. Dacă și ăsta a fost împărțit. Adică dacă unim pe I cu C, se întâmplă ca CIC să fie și a bisectoarea unghiului din C. Da. Da? Asta ne întreabă. Și stop, să ne oprim aici. Prima întrebare să o putem rezolva. Deci ce ne spune autorul? Să observăm dacă... Că I este bisectoarea unghiului ABC. Da. Tu ce trebuie să faci acum? Că zice cum pune? Să măsori cu raportul. Dar asta în ideea că mai înainte ai numărat, ai măsurat unghiul ăsta. Da. Deci ai văzut exact cât este unghiul de aici. Tot cu raportorul, când ai văzut. Da. Nu are, da? Și când am împărțit în două... Dacă nu l-am făcut cum trebuie, dar din ochi din ochi pare, da? Da. Dar din ochi, pe urmă, cu raportorul, dacă măsura ești, din ochi ies. Din ochi. Da, deci totul trebuie justificat. Că zici cu raportor. Tu când nu ai raportor, hai să justificăm asta. Hai să vedem. Deci să le ducem cu raționamentul. Dacă să le faci și chiar vezi dacă e... Dacă e adevărat. Deci, acum să încercăm să dovedim că așa este. Deci noi am dus bisectoarea unghiului... Hai să luăm spre comparare triunghiurile CAI, CAIC, IC, și CBIC. Și C, B, IC. Despre aceste două triunghiuri, cred că nu vrei să spui că au vreo legătură între ele. Nu am nicio legătură. Nu. Și tu ce ai vrea să arăți? Tu vrei să faci problema fără să zici de ipoteză. Ce am mai spus? Noi am spus nicio șansă mai. Exact. Avem două bisectoare. Păi asta trebuie să valorificăm. Deci, în ipoteză acum, hai să înțelegem ipoteza. Ce ni se dă? Ce ni se dă? A prim, bisectoarea. Foarte important. Deci A prim, bisectoarea unghiului cărui unghi. G-A-B. Foarte clar. G-A-B. G-A-B. Și BB1. Și BB1. BB prim. Da? Bisectoarea. Bisectoarea unghiului ABH. ABH. Noi putem să scriem că... A prim este congruent cu... Stai o secundă.
Ce înseamnă? Și mai avem că A, A prim și cu B, B prim să intersecteze cu un I, C. Mai scrie și așa. A, A prim se intersectează cu cine? Cu B, B prim. Da. Egal mulțimea formată. I, C, 1. Deci, A prim, uite așa cu bisectoare, așa ca să zici, nu? Da. Și A prim ce zicea sub B, B prim și egal mulțimea I, C. C. Ce înseamnă că e intersecția două mulțimi? IC unde? Nu? Ce înseamnă că intersectăm două mulțimi? Când intersectăm două mulțimi? Punct comun, nu? Este punct comun, este și pe una și pe alta. Hai vină lângă mine. Stai departe de mine. Deci intersecția două mulțimi înseamnă că punctul acela este și în prima mulțime și în a doua mulțime. Când am zis mulțime, așa, punctul este unul altul. Și înseamnă mulțimea cealaltă, B1. Așa cum trebuie să poate, în plan, unul altul. Și IC este și pe una și pe cealaltă. IC asta, hai să zicem că, deci de aici rezultă. Începem demonstrația, da? Demonstrația. Concluzie, ce care era? Ce trebuia să mă arătăm mai în concluzie? Că ce IC, ce IC, egal bisectoare. Așa trebuia să arătăm asta. Că și ce I, ce este și ea bisectoare. Ca să fie bisectoarea unghiului acesta, ce calitate trebuie să aibă I, ce? Ce am spus despre punctele de bisectoare? Ce se întâmplă cu ele? Perpendicularele sunt egale. Adică sunt situate la egal distanță de laturi. Deci dacă asta e latura unghiului CB, latura unghiului cealaltă latura lui a unghiului din C. Și duc din I perpendiculare. Deci duc din I perpendiculare. Iată, notez cu M. I, C, M. Și duc și perpendiculara. Asta lată aici. I, C, N. Ca I, C, O ăsta să fie pe bisectoare, ar trebui să arăt eu că I, C, I, C, M, cu I, C, N, sunt egale. Deci, e bisectoare, dacă și numai dacă, începem demonstrația. Demonstrația. C, I, C, e bisectoare, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, arăt ce? Că I, C, că I, C, e, M, I, C, M, cu, este congruent cu I, C, N. I, C, M, cu I, C, N. Deci asta trebuie să arată. I, C, M, cu I, C, N. O să încercăm să le cuprindem în două triunghiuri. Nu putem face nimic decât dacă ținem de ipoteză. Ce avem în ipoteză? Că si ele două sunt intersectate în I, C. Plecăm acolo. Cum știm că I, C egal cu A, A prim intersectat cu B, B prim, atunci IC-ul ăsta pe cine este situat? Dacă e intersecția celor două. Și pe una și pe cealaltă. Da. Pe IC-ul ăsta, e și pe bisectoarea asta. E și pe bisectoarea asta. Da. Deci IC-ul, da? E și pe bisectoarea asta, cum se zice, da? Și cu cealaltă bisectoare. Și atunci, mergem, deci rezultă că IC aparține lui A, A prim. Ce înseamnă că IC aparține unei bisectoare? Cu punctul acela, ce calitate are el dacă e pe A, A prim? Faci 2, 3, este la egală distanță de laturi? De laturile unghiului din care pleacă. Adică ar fi IC M și ar mai trebui să duc eu și IC 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 M și IC T. Așa. Hai să o duc pe asta. Nu cu aceeași culoare din asta de aici. Deci ar trebui să arat că
că asta așa, e că asta așa, că nu-i duse. M, N și P să notezi acolo. Deci trebuie să se întâmple ca ICM cu ICN să fie egale. Da? Deci IC fiind pe bisectoarea asta, el deșteptul ăsta, punct, e la egală distanță și de latura punctului ăsta și la egală și distanță și latura asta. Deci ICM e egal cu ICN. ICM e egal cu ICN. De acord, da? Dar pe de altă parte IC e și pe cine? Și pe care bisectoare? Nu, tot aceeași nu-i bine. Pe de altă parte, IC este și pe bisectoarea BF. Atunci, ce face IC dacă e și pe BB prim? Și pe bisectoarea unghiului celălalt, altfel. Este distanță, măsură de laterele. Adică? Cine cu ce? Păi, care sunt laturile unghiului A, B, H? A, B și B, H. Bun. Și fiindcă e pe bisectoarea asta galbenă, cine cu cine sunt egale? I, C, N, adică asta, da? I, C, N. Și cu cine? Deci I, C, N. Și cu cine? I, C, o altă literă. Adică altă literă care sunt perpectoare pe AB. Da. Și care e perpectoare din I, C pe AB? I, C, P. I, C, P. Deci asta înseamnă că I, C, N cu I, C, P sunt egale. Deci de aici rezultă că I, C, N I, C, N egal cu I, C, P. Păi și de aici rezultă că I, C, N cu I, egal cu I, C, N. Deci de aici rezultă că I, C, M egal cu I, C, N. Și dacă I, C, M egal cu I, C, N, înseamnă că I, de asta e cât asta. Și atunci înseamnă că asta e cea de-a treia bisectoare. Deci de aici rezultă că ce I C bisectoarea unghiului ACB. Deci vezi? Am făcut-o teoretic acum. Autorul ne spunează și măsoară tu. Măsoară. Dacă ai făcut asta și bine și acolo, și măsoară pe cealaltă, este adevărat. Dar teoretic ar fi trebuit ca aceasta IC să fie bisectoare, CC IC să fie bisectoare, numai dacă ICN e cât ICM. Și noi am arătat. Fiindcă s-a intersectat bisectoarea asta cu asta, foarte tare. Acest punct e la egală distanță de latura unghiului ăsta. De latura asta și de latura asta. Dacă aș trasa un cerc cu centru în IC și de rază în compas aș mă lua asta, cercul ăsta ar fi tangent laturilor triunghiului și fiind din exteriorul triunghiului, înainte că am sectoare interioare, s-a dus în interior. Da. Acum ar fi centrul cercului exterior triunghiului. Deci va fi tangent laturilor triunghiului, dar situat în exterior. Deci notează ca observație. IC este centrul cercului. Da. Centrul cercului, spune tu, unde este situat? Extern. Da? Centrul cercului extern. Triunghiului ABC. Da? În paranteză, e tangent laturilor triunghiului. Dar unii laturi AB este în punctul acesta și prelungirilor respective. Adică este tangent în punctele în care am dus mai perpendicular de cele. Deci, iată că intersecția interioară a unghiului cu una din intersecția unghiului exterior, triunghiului, iată, triunghiul este aici și acesta este unghi exterior,
și bisectoarea acestuia se întâlnește cu bisectoarea interioară într-un punct ce determină centrul cercului exterior, da? Centrul cercului exterior. Notat cu IC. Știi de ce nu a fost notat cu IC? Că se opune unghiului C. Ce? Da? Analog și partea cealaltă. Da. Să vedem altă... Mai rău supun. La B. Construit, da. Nu tot la B. Da, la B. Construit ICD perpendicular pe BC cu D. IC. Construit IC. ICD. ICD. Perpendiculară pe BC. ICD. Perpendiculară pe BC, care B aparține lui BC. Pe BC. BC, da. Care? Așa, la noi știi care e terminal de IC pe BC? ICN. Da, și în IC trasați în cerc. Am făcut-o, exact ce am făcut. Deci răspunsul este asta. Da? Bun. Bă, ne oprim aici, da? Da. La revedere, să nu uitați la șezi, la revedere. La revedere.